aromele naturale eu le-am simțit ca o necesitate dintotdeauna, pornind de la stilul meu de viață personal. Ideea de a deveni creator a venit la fel dintr-o nevoie, pentru că în afară costurile de a dezvolta un parfum nou sunt foarte ridicate, ceea ce pentru piața din România este o barieră. Și atunci a trebuit practic să creăm produse adaptate pieței din România. De mai puțin de un an, Raluca Vasile nu a intrat, ci a inventat în România piața parfumurilor de lux personalizate din ingrediente 100% naturale. Miresmele desenate de ea, după studii la Londra, pot părea surprinzătoare, dar garantează ieșirea din mulțime. Ideea este foarte frumoasă și poate că acum, în timp ce ne privesc, și alții se gândesc: a, mi-ar plăcea și mie să devin creator de parfumuri sau creator de arome. Vreau să știu însă cât este de greu. Pe lângă vocație și talentul de creator pe care, făcând asta zi de zi și creând lucruri, îl aveam nativ, a trebuit să trec testul memoriei olfactive. O să exemplificăm un acord fizz, se spune, este un acord cu note de scorțișoară, de lemon, mandarin și vanilie. Mirosul este cel mai legat ca și simț de memorie. Un parfumier, și dau și exemplul meu, are mereu la el un carnețel. Nu este neapărat carnețelul cu formule, dar carnețelul în care îmi notez experiențe și atunci când întâlnesc, eu știu, un miros nou sau merg într-o călătorie și întâlnesc un miros nou, mă gândesc cu ce l-aș putea asocia. Care este cea mai mare capcană pentru un creator de parfumuri? Atunci când creezi un parfum, cel mai indicat este să-ți creezi separat acordurile. Pentru că având acordurile, le poți testa în diverse variante și atunci faci mai puține teste și mai puține erori în procesul de creație al unui parfum. Pentru că acordurile deja sunt niște acele formule pe care cam știi cum să le faci, ai în mintea ta cam unde vrei să ajungi cu ele, decât că în chimia acestor combinații între ele, practic niciodată nimeni nu va ști ce va rezulta final. Și de aici și, și bucuria atunci când reușești să realizezi un parfum care miroase extraordinar. În universurile olfactive există, la fel ca și în modă, lucruri care trebuie să iasă și altele care rămân clasice și acolo au locul lor bine definit? Există tendințe date de combinații de ingrediente, de juxtapuneri, de mixuri, lucruri care au fost și au avut perioada de glorie și altele care abia acum o ating? Ne place să mirosim de la țară la țară. Depinde. În România, având această cultură orientală, ne plac foarte mult parfumurile tari. Parfumurile tari, cu mult lemn. Explicăm o tehnică orientală de ardere a lemnului de ud și obținerea vaporului de parfum. În plus de asta, există o apetență pentru exotic, pentru acele ingrediente pe care nu le găsim foarte des în parfumurile de brand și sunt acele ingrediente care unele pot fi replicate sintetic, dar în mare parte nu. De exemplu, esența de iris este foarte greu de replicat sintetic și atunci de aceea și parfumurile care conțin iris sunt destul de scumpe. Care sunt cele mai scumpe ingrediente folosite de obicei în parfumerie? Florile de frangipani, care pe lângă faptul că sunt rare, cresc în general în Oceanul Indian sau într-o variantă de floare templu sau tiara în Caraibe. Vanilia bourbon este o vanilie specială din Madagascar. Vetiverul este foarte preferat, mai ales în parfumurile bărbătești și el vine din Jamaica, de exemplu. Și mai este, apropo de originea ingredientelor, fiecare ingredient parcă preia din cultura și din experiența locului în care el crește. Și atunci, cu atât mai mult, este și incitantă și povestea din spatele parfumului.